mergem la Piatra cu gândul să facem un joc cât mai bun și să reușim și un rezultat pe măsură. Asta nu putem vedea decât la sfârșitul celor 90 de minute. Credeți că va fi doar o dispută 11 contra 11 sau... Mă refer în contextul ăsta în care e tot scandalul ăsta cu arbitrii, păi, cu corupția. Tocmai de aia nu aș vrea să fac referire la brigada de arbitraj, trebuie să-i lăsăm să-și facă treaba, nu putem anticipa, vorbim înainte de, eu știu, evoluția lor, cum e foarte greu să vorbești înainte și de evoluția propriei echipe. Scandalul care în fotbal asta e, să lăsăm justiția să-și facă datoria, să facă treaba, noi doar putem comenta așa ca și chibiți în legătură cu ce se întâmplă la actuală. La Comisia Centrală de Arbitru. Păi n-aș vrea să fac referire la lucrurile astea. Vedem, repede. Cred că, oricum, se vor îmbunătăți arbitrajele.